Guvernul a aprobat o nouă zi liberă pentru români. Este vorba despre acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului. Nu este vorba despre situațiile de urgență în care părinții sunt obligați să ajungă la medic cu copiilor, ci de verificarea anuală a stării de sănătate a copiilor minori. Guvernul României are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi un proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 91 din 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului. Conform dispozițiilor actului normativ, angajatorii publici și privați acordă părinților sau reprezentanților legali ai copiilor o zi lucrătoare liberă pe an pentru îngrijirea sănătății lor. Sunt luați în considerare copiii minori cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, aflați în îngrijirea și întreținerea părinților sau a reprezentanților legali. Persoanele prevăzute de actul normativ vor beneficia de una sau două zile lucrătoare libere pe an, în funcție de numărul de copii, fără obligația angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente. Prin acordarea acestei zile lucrătoare libere, se asigură posibilitatea părinților sau reprezentanților de a verifica anual sarea de sănătate a copiilor minori. Angajatorii sunt obligați să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copiilor la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali ai copiilor. În cazul în care niciunul dintre părinți, respectiv dintre reprezentanții legali ai copiilor, nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul calendaristic viitor. Pentru familiile sau persoanele cu doi copii se acordă tot o zi lucrătoare libere pe an, ca și în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai mulți copii, se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. Cererea al cărui model se aprobă se va depune la angajator cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.